După reacțiile de aici, nu cred că e fericită că s-a terminat, fericită că îi vede pe cei de la Voltaj. Cum a fost pe scenă? A fost senzațional. Și anul trecut la Europa FM a fost excelent, dar anul ăsta a fost și mai bine. Extrem de multă lume, extrem de caldă și de pusă pe cântat și distracție și s-au depășit pe ei înșiși. Pentru că am văzut, când am întrebat cine a mai fost anul trecut, erau mulți dintre ei care fuseseră și anul trecut și probabil că anul viitor va fi și mai și ei. Ați făcut treabă excelentă. Mai degrabă voi ați făcut treabă excelentă. Mai aveți energie? Mai avem. Dacă a trebuit să urcăm pe scenă, probabil că publicul ne-ar încărca instantaneu cu energie, dar e o chestie pe care o avem amândoi, și noi și publicul, pentru că au stat până la ora asta, toți, ai văzut că n-a plecat nimeni acasă, până în spate era plin, drept care și noi trebuie să fim în ton cu publicul. Da, mă uitam apropo de ora asta, este trecut de miezul nopții, bine, cam cu o jumătate de oră și trebuie să spunem pentru cei care n-au acces la imagini că plaja este în continuare plină și lumea încă mai cântă și... Da! Și lumea s-a simțit foarte bine alături de voi. Da, ne bucurăm și le mulțumim și ei ne-au făcut să ne simțim excelent. Ok, hai să le transmitem un mesaj celor care au fost alături de voi anul acesta la Europa FM live pe plajă. Uitați-vă fix acolo, uite, îi vezi? Uite, uite ce fată frumoasă, vezi? Hei, bună! Le mulțumim foarte mult, îi așteptăm și la anul alături de Europa FM să vină pe plajă pentru că se vor distra pe cinste și să nu uite să-și trăiască viața ca la 20 de ani exact cum au făcut-o în seara asta aici pe plajă alături de Europa FM. Mulțumim foarte mult, băieți! Europa FM, trăiește muzica!